Sus, sus. Ia veci. Hai. Hai veci. Salut tuturor! A trecut ceva timp de când am făcut ultimul videoclip și s-au schimbat destul de multe lucruri de atunci. În primul rând, Otto și Rod au fost separați. În ultima vreme, porcușorii mei nu s-au mai înțeles atât de bine. Sunt așa de ceva timp. Personalitatea lui Otto s-a schimbat foarte mult și vrea cu încăpățânare să-l domine pe Rod, iar Rod nu accepta deloc lucrul ăsta. Rod a fost foarte hărțuit de Otto. Și la un moment dat a început să-i fie frică de el. Am încercat să fac orice am putut pentru a îi împăca înapoi, însă nu a mers deloc. S-au rănit între ei și și-au făcut niște răni destul de grave, așa că am decis să-i separ. I-am separat cu un suport de vase, mama nu-l mai folosea și se potrivea de minune în cușcă. Prin el, porcușorii încă mai pot interacționa, astfel nu se vor simți singuri. Din câte am observat, s-au acomodat destul de repede cu noul lor stil de viață. Rod, în ultima vreme, a devenit puțin mai agitat ca de obicei și face mai multă gălăgie atunci când intru în cameră. Asta este un comportament destul de întâlnit la porcușorii singuratici. Încă mai sunt întrebată dacă putem să ținem un porcușor de Guinea singur. Ar fi o minciună să vă spun că nu pot trăi dacă sunt singuri. Porcușorii de Guinea pot trăi singuri, însă asta nu înseamnă că se vor simți bine. Am primit multe comentarii de la diferite persoane care spuneau că porcușorii lor de Guinea ori nu mănâncă orice, ori nu mănâncă deloc sau pur și simplu fac foarte multă gălăgie atunci când se apropie de cușca lor și par să ceară întotdeauna de mâncare. Unul dintre motivele pentru care porcușorii de Guinea se comportă așa este că se simt singuri. Porcușorii de Guinea sunt animale de grup și se simt de 1000 de ori mai bine când sunt în compania altor porcușori. Sunt foarte sociali. Porcușorii de Guinea sunt mai calmi și se simt în siguranță în compania altor porcușori. Dacă adoptăm 2 porcușori de Guinea și nu unul singur, se vor adapta mult mai repede și vor avea mai mult curaj să se apropie de noi. Pe lângă asta, se vor juca, vor face mișcare și se vor îndemna unul pe altul să mănânce mai bine. De obicei, când porcușorii de Guinea sunt singuri, ei dorm foarte mult și vor fi lipsiți de toată această activitate. Toată activitate nu este bună pentru nimeni. Sfatul meu ar fi să vă documentați cât mai bine despre orice fel de animal pe care veți să-l adoptați, pentru că așa veți ști ce are nevoie pentru a trăi bine și pentru a fi fericit. Nu trebuie neapărat să adoptați un mascul și o femelă, pentru că ei se mulțesc foarte repede și sarcina lor poate fi destul de complicată, iar dacă n-ați mai avut porcușori de Guinea până atunci, s-ar putea să fie o problemă. Pe lângă asta, va trebui să vă pregătiți pentru o familie extrem de numeroasă. Dacă vă este teamă să adoptați 2 porcușori de Guinea mascul după ce ați văzut că s-a întâmplat cu Otto și Rod, puteți să adoptați 2 femele. Acum, dacă porcușorii mei de Guinea nu s-au înțeles, nu înseamnă că nici restul porcușorilor de Guinea mascul nu să se înțeleagă între ei. Sunt persoane care au ținut 2 porcușori de Guinea mascul împreună și s-au înțeles foarte bine, n-au avut nicio problemă cu ei. Depinde foarte mult de personalitatea porcușorilor până la urmă. Cu asta, cred că am terminat. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Pe data viitoare!